Și acolo făcea medalioane, făcea tot felul de lucruri frumoase. Și apoi m-am dus și am spus, părinte, acum zic, sunteți la atelier, aveți să-mi faceți și mie tablou ăla. Și apoi așa l-am văzut pe fereastră la Sâmbăta, portretul Mântuitorului, care e de o frumusețe rară. El mi l-a împachetat pe motocicletă și mi-a spus, zice, o să ai dificultăți, zice, când ieși din oraș, zice, și m-a întrebat poliția. Zice, ce ai acolo așa de depășit? Aveți gabaritul depășit. Zic, e un tablou. Dar zice, de ce e așa de mare? Păi zic, așa s-a făcut el, dar zic, s-a apreciat. Și-a dat, zic, nu-i mai larg decât ghidonul motocicletei. Era larg și ghidonul, motocicletă mare, eu. Și am putut să ies din încurcătură. Ce să faci? Și apoi am venit până acasă. Și pe drum mi s-a întâmplat o chestie. Pe la deal, pe acolo, a venit o ploaie mare. Și ce să vezi? Ploua, dom'le, dreapta în stânga și șoseaua uscată. O zis, Sorogan, dar ce e asta, mă, zice? Că a murit Sorogan, nu mai trăiește. Zice, ce e asta, vii, măliță, zice, că șoseaua e zvântată și plouă și într-o parte și altă și plouă bine. Plouă bine. Asta a fost prima minune a lui, a tabloului.